Salut, sunt Ilinca și astăzi vom vorbi despre serialele mele preferate, seriale bune pe care chiar vi le recomand. Data trecută când am vorbit despre seriale, v-am spus ce seriale regret că am văzut, deci am făcut fix opusul acestui video. Și dacă cumva n-ați văzut videoul ăla, aveți linkul în descriere. Dar astăzi o să vă spun ce seriale cred eu că ar trebui să vedeți neapărat, așa că haideți să începem. That 70's Show, un serial pentru adolescenți mai mare, aș vrea să zic, însă este un serial pentru adolescenți și după cum cred că v-ați dat seama și din titlu, acțiunea serialului se întâmplă în anii 70. Mă rog, el e filmat în anii 90, dar nu contează. Și faptul că acțiunea e în 70 mi se pare super cool, pentru că tu dacă te uiți acum la serialul ăla și vezi pe adolescenții aia de atunci, o să vezi că nu există așa de multe diferențe, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Serialul este super mega amuzant și îl ador, atât. L-am văzut de nu știu câte ori și m-aș mai uita la el de nu știu câte ori, însă nu mai e pe Netflix, din păcate. Genial. Continuăm cu alt serial despre și pentru adolescenți, Euphoria. Din nou, recomand pentru adolescenții mult, mult mai mari. Este o capodoperă. Cum e jucat, cum e filmat, până și soundtrack-ul este absolut minunat și serialul în sine, faptul că include atâta lume și cred că absolut orice adolescent se poate regăsi într-unul dintre personaje, este wow, wow, puține seriale fac chestia asta. E foarte real și dur și dramatic și emoționant și e foarte fain, foarte fain, plus că actorii la fel, wow. Acum urma să vă spun alt serial, însă cred că o să vă spun unul de mai jos ca să rămânem pe felia asta cu adolescenți, și adică Gossip Girl. Gossip Girl este a dream, pur și simplu. Este despre adolescenți super bogați care trăiesc în New York, în Upper East Side. Deci sunt super bogați. Și aventurile lor, și este foarte fain, foarte fain. Nu este boring, actorii sunt... Nu numai că joacă bine, sunt frumoși rău. Și îmi place faptul că este o groază de twisturi, la modul că se întâmplă o groază de chestii și n-ai cum să te plictisești și toate sezoanele sunt superbe. Cred că o să includ și serialul ăsta, adică Skins, alt serial pentru adolescenți, însă asta e varianta europeană oarecum, pentru că este UK, făcut în... cum îi zicem, în Anglia, da? Și la fel, e pentru adolescenți, însă cumva pentru aia mai mari și cumva la fel ca Euphoria, însă mă rog, ăsta e mai vechi decât Euphoria. Arată și vorbește despre chestii despre care nu se vorbește în alte seriale, mult mai reale și mai dure cumva. Și mi se pare interesant că odată la două sezoane se schimbă personajele oarecum, din sunt alte generații, chiar dacă mie îmi plac doar primele două, dar da, e fain și sigur ați auzit de el de pe TikTok, așa că go watch it, e chiar fain. The Fresh Prince of Bel-Air și motivul principal pentru care vă recomand să uitați la acest serial este Will Smith, care este și protagonist în serial. Este un serial foarte amuzant și mi se pare foarte tare, gen, nu am mai văzut seriale cu povești asemănătoare și un clasic. Și chiar o să vă placă, nu o să simțiți, o să fie genul ăla de binge watch super, super fun. The Big Bang Theory, alt serial foarte, foarte amuzant și care chiar dacă este super lung, cred că are 11 sau 12 sezoane, parcă, nu sunt sigură, nu le simți. Nu simți lungimea serialului, ceea ce este foarte fain, pentru că el este super amuzant și niciun sezon din serialul ăsta nu e rău, mă jur. Iar personajele sunt, nu your ordinary personaje, știi, la modul că niciunul din personaje nu e așa drăguț sau nu știu ce, sunt pur și simplu niște tocilari oarecum, niște oameni de știință, așa că glumele lor sunt și smart, gen super, super smart. Glume mai inteligente decât astea nu o să găsești și chiar poți să înveți chestii din serialul ăsta, culmea. Alt serial de genul și cred că ultimul de pe lista mea, How I Met Your Mother, pe care îl ador foarte tare. L-am văzut și pe ăsta de nu știu câte ori și este super, super, super amuzant. E efectiv un tată care le povestește copiilor cum... Este efectiv un tată care le povestește copiilor lui cum le-a cunoscut mama. E efectiv un tată care le povestește copiilor cum le-a cunoscut mama, însă are acest stil de povestit încă nu le povestește fix chestia aia și își povestește toată tinerețea până în momentul în care a cunoscut-o pe mama lor. Și chiar dacă tot serialul este absolut genial și personajele
sunt foarte faine și prietenia lor, pentru că el când povestește, descrie tot grupul lui de prieteni. E super, super fain și funny, așa că nu te plictisești serialul ăsta, chiar dacă e așa ultimul episod sau ultimele două episoade, nu mai țin minte, cred că ultimul, da, e îngrozitor. Deci tot serialul este absolut minunat până la ultimul episod. Așa că watch it at your own risk. Girl Boss, care este o poveste adevărată, este povestea lui Nasty Gal, care este acum, dacă căptați Nasty Gal, o să găsiți, este acest magazin de haine online. Cred că au și magazine fizice, dar mă rog, asta e în America. Anyways, și este efectiv povestea ei, acestei fete, cum a ajuns să își facă propriul imperiu oarecum de haine și să-și deschidă firma și magazinul și tot. Și chiar dacă este un singur sezon, pentru că e doar povestei până într-un punct, este foarte, foarte fain și mi se pare foarte, nu știu, o sursă bună de inspirație pentru fete și pentru oricine, de fapt. Și chiar sunt niște chestii pe care le poți învăța, pentru că este efectiv povestei. Și e jucat foarte bine, nu știu, mie îmi place foarte mult, mi-a plăcut și cred că urmează să-l revăd. Nu știu dacă știați asta despre mine, dar eu sunt obsedată de zombii și apocalipse și chestii de-astea și orice film sau serial de genul ăsta îl văd. Însă preferatul meu, cred că v-ați dat seama deja, că este The Walking Dead, cel mai bun serial ever cu zombii. N-am cuvinte să-l descriu, pur și simplu este... Îl ador. Atât. Un serial mai greuț, însă n-aveam cum să nu-l includ pentru că este foarte, foarte bun, este Orange is the New Black. Pentru adolescenții sau oamenii mai mari, adică dacă aveți sub 14 ani, nu cred că e ok să-l vedeți. Adică puteți, dar mai bine nu. Este foarte, foarte real și emoționant. Este povestea mai multor femei la închisoare. Mă rog, ea se învârte în jurul a două personaje oarecum. Însă cumva reușește în fiecare episod aproape să spună povestea unuia din personajelor din jurul personajelor principale și este foarte interesant. Este jucat foarte bine, este foarte, foarte tare. Nu știu, este la mine e un serial de suflet acolo. N-am serialul pe care urmează să îl menționez, nu l-am terminat încă. Însă mi-a plăcut așa de mult încât n-aveam cum să nu îl fac de pe acum. Și adică American Horror Story. Este pur și simplu genial. Mie îmi plac chestiile astea, vai, horror. Nu mi se pare atât de horror serialul, dar este foarte bun. Și mi se pare super, super tare faptul că în fiecare sezon e altă poveste. Deci un sezon este o poveste, un alt sezon e altă poveste. Însă faptul că joacă cam aceiași actori în fiecare sezon și joacă personaje diferite, este amazing că îi vezi și cât de buni sunt în rolurile alea și că se pot transforma și să joace și să leasă atât de bine. Nu știu, este minunat, e minunat, îl ador și s-abia la jumate, dar sunt mai mult ca sigură că o să-mi placă și restul serialului la fel de mult cât mi-a plăcut până acum. Rick and Morty. Nu eram sigură dacă să-l menționez, dar uitați-vă că o fac. Rick and Morty este un serial de animație pentru adulți, oarecum, dar este foarte, foarte fain. La fel, are glume din alea smart, funny, uneori, dar unele sunt și foarte stupide, dar e foarte, foarte amuzant și, nu știu, mi se pare tare că animația e așa faină. Nu e, cine știe ce nu e o din aia să te miri, mamă, cum a reușit să facă asta, dar și animația în sine, cum e ea făcută, mi se pare că face toată experiența mai bună sau mai faină. Și ultimul, dar nu cel din urmă, e tot o animație și adică BoJack Horseman, încă mă uit la serialul ăsta, nu l-am terminat, adică, dar... La fel, o animație din aia pentru adulți, dar foarte bună și, nu știu, este... Nu știu cum să-l descriu, îmi pare așa de rău, pur și simplu recomand. Uitați-vă, e și asta foarte funny. Chiar un pic mai funny decât Rick and Morty, to be honest. Dar e foarte funny. Și melodia de final e foarte bună. Da. Mai cam asta a fost, eu sper că v-a plăcut, sper că... Sper să vă placă ce v-am recomandat, adică dacă n-ați văzut anumite... seriale din astea și vă uitați la ele, sper chiar să vă placă și să nu regretați
că le-ați văzut. Dar cam asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem la viitoare. Vă pup! Pa!